Oamenii lui Dumnezeu, suntem aproape de încheiere. În cele câteva minute o să spun o scurtă predică, iar înainte de a rosti predica aceasta, o să citesc un pasaj de la care să plecăm. Am ales să îmi rezerv timpul acesta doar ca să spun o scurtă predică despre post, fiindcă suntem în perioada aceasta și socotesc că se așează ca o mănușă pe experiența postului nostru de 21 de zile. Matei, capitolul 6, versetul 16. Matei 6, cu 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care te vede nascuns îți va răsplăti. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. În predica de pe munte, Mântuitorul Iisus Hristos amintește cele trei mari principii ale creștinismului: dărnicia, rugăciunea și postul. Am citit pasajul care face atingere subiectului despre post și observați că în versetul 16 întâlnim pluralul, când postiți. În versetul 17 întâlnim singularul, când postești. Asta înseamnă că vor fi perioade când postim comunitar, ca și postul de 21 de zile. Postim cu toții. Este un angajament comunitar, este un post în lanț. Dar sunt și posturi care nu sunt declarate. Este postul unui om. El nu postește ca să se vadă, ci postește ca să vadă Dumnezeu. Este postul personal ca și dărnicia personală și este postul public ca și dărnicia publică. Blestemul epocii noastre este superficialitatea, iar cea mai mare nevoie a generației noastre nu este de oameni bogați, talentați, profunzi, integri, disciplinați, ci sfinți. Aceasta este mare absență din cotidian. Adevărul este că într-o lume plină de restaurante, de prăvălii, de confort, de idolatrizare și industrie alimentară, să vorbești despre post aproape că este o ofensă. Wesley spunea, unii au înălțat postul dincolo de Scriptură, iar alții l-au părăsit cu totul. Până la urmă, postul este abținerea voluntară de la mâncare, băutură și alte plăceri, chiar de la intimitate pentru cei căsătoriți. Statisticile spun despre post faptul că 55% dintre creștini nu postesc niciodată. 55% dintre creștini nu postesc niciodată. Înseamnă că sunt creștini fără post sau sunt oameni religioși care nu postesc? Varianta a doua este adevărul. 20% dintre cei 45 postesc doar uneori. Dacă acesta este adevărul, este un adevăr trist. Însă noi nu putem controla pe alți oameni, ne putem controla doar pe noi. Așa că alegem anul ăsta să nu postim doar comunitar, 21 de zile, venindu-ne rândul o dată pe săptămână, ci alegem să postim în viața noastră personală ca o metodă, ca o disciplină spirituală pe care o practicăm să ne apropiem de Dumnezeu. În ce situații au ținut oamenii din Biblie post? În primul rând, au ținut post la sărbătoarea ispășirii. Levitic, capitolul 16, vorbește despre nevoia de a posti în timpul acestei sărbători. Apoi au postit atunci când s-au căit de păcatele lor. Ioel, capitolul 2, vorbește despre căință, regret, remușcare. Vă spuneam că remușcarea este funcția emoțiilor, iar regretul este funcția cognitivă. Apoi citim în Scriptură, în Luca 4, că oamenii au postit când au fost ispitiți. De pildă, Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta, însă nu numai El. Sau au postit când, având nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.
Ezra, în capitolul lor, vorbește despre nevoia acestui om, a acestor oameni, să primească har, ajutor și călăuzire. Și pentru asta au apelat la metoda postului. Au postit implorând mila lui Dumnezeu. Care sunt obiectivele unui credincios atunci când postește? Ce așteaptă el să se întâmple? În primul rând, el așteaptă să obțină biruință împotriva diavolului. Matei, în capitolul 17, întâlnim ideea aceasta. Dacă diavolul vă învinge într-un anumit domeniu, tinerilor, poate pornografie, poate tot felul de alte lucruri pe care nu le mai amintesc aici, că-s greu de auzit, atunci țineți minte, diavolul poate fi învins, iar postul în anumite domenii are mai multă influență decât rugăciunea. În anumite domenii are mai multă influență decât rugăciunea, pentru că el ia puterea trupului. Pentru că nu mănânci, îți ia energia trupului, energie cu care păcătuiești. Direct proporțional cu intensitatea energiei este și puterea de atracție a păcatului. De aceea postul, mai ales de 2 zile, de 3 zile, te vlăguiește fizic, dar tocmai asta e problema. Și dacă conduci trupul într-o stare de relativă neputință, atunci Duhul prinde avânt, prinde putere. Aceasta este ideea. Ideea aceasta nu poate înțelege un om nenăscut din nou. Pare manipulare, pare exploatare. Dar dincolo de logica umană, care, așa cum spuneau pastorii de mai devreme, ea este extrem de limitată și este tributară regulilor omenești. Apoi, creșterea capacității de înfrânare a poftelor. Luca, capitolul 21, vorbește despre lucrul acesta. Atunci când postim, capacitatea de a ne înfrâna de la păcatele care ne dominau altădată crește. Și ne trezim în stare să ne abținem. Ne mirăm că ne putem abține. Și ne întrebăm în mintea noastră, dar cum de reușim să ne abținem? Că altădată pur și simplu eram dominați de păcatul acesta. Postul ajută. Postul ajută mult. Postul ajută foarte mult. Ascultați-mă, postul ajută suficient. Încă ceva, accentuează dedicarea noastră pentru Dumnezeu. Atunci când ne dedicăm pentru un lucru și postim, dedicarea noastră capătă amploare, capătă forță, intensitate, devine dominantă, devine importantă, devine prioritară. Încă ceva, adâncește căutarea și apropierea noastră de Dumnezeu. Vedeți, noi ne gândim, intrăm în zona religioasă duminica, dar intrăm în zona de business de luni până sâmbătă. Asta nu-i treabă. Asta înseamnă religie, nu spiritualitate. Eu nu pot avea 1,69 duminica și de mâine până sâmbătă o să am 1,75. O să fiu cât fratele Cornel Ianchi, să dau un exemplu, dintre pastorii mai înalți. Tot timpul am această statură. Ori ești spiritual, ori nu ești. Nu poți fi duminica într-un fel și în timpul săptămânii în alt fel. Mâine dimineață când te trezești, trebuie să ai preocupări spirituale în timp ce te duci la lucru sau la școală. Asta înseamnă că cu aceeași minte de astăzi vei gândi și mâine, că doar nu ai 2. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, trebuie să amintim și încurajarea pocăinței și a smeririi vieții. Una dintre marile nevoi, în vremea asta în care achiziționăm lucruri care ne dau valoare, facem școli care ne dau valoare, căpătăm slujbe care ne pun în evidență. Să știți că mândria este la un pas. De fapt, mulți dintre noi nici nu o putem ascunde, dacă îmi permite să fac o afirmație foarte îndrăzneață. Și noi suntem singurii care nu știm, dar cei de lângă noi ne văd, ne miros. Văd că vorbim cu o stăpânire de sine care nu e specifică unui om duhovnicesc. Un om duhovnicesc trebuie să fie un om smerit, un om modest, un om respectos. Are școală, dar el nu știe că are. Este deștept și capabil, are succes și poate alții îl respectă, dar el nu știe. Se comportă ca și cum nu știe, pentru că dacă pune pur și simplu lucrul ăsta în zona conștientă, nu mai poate neglija treaba asta și se raportează la oameni, la el, la Dumnezeu și la viață prin prisma acestor realități. Frații mei, urmăriți să vă smeriți, pentru că de fapt aceasta este autenticitatea sfințirii. Încă ceva, adâncimea sau ungerea și călăuzirea în slujire. Fiecare dintre noi facem câte ceva. În ce măsură atinge pe alții ceea ce facem noi? Există o ungere care vine de la Dumnezeu, care amplifică talentele noastre sau care pur și simplu ne dă daruri supranaturale.
amplifică talentele noastre sau pur și simplu ne dă daruri supranaturale care nu au legătură cu talentele noastre. Sau adâncește căutarea de Dumnezeu și izbăvește din primejdii și necazuri. Nu întotdeauna Dumnezeu ne izbăvește din primejdii și necazuri, dar ne dă puterea să înțelegem că drumul prin zona asta ne face bine. Cât de lungi au fost perioadele de post întâlnite în Scriptură? Haideți să ne gândim un pic la lucrul acesta. Dacă ne uităm în Scriptură, întâlnim foarte multe exemple. Primul dintre ele, ușor de înțeles, ziua de post în Biblie, ziua de o zi. Cea mai mică perioadă de post este perioada de o zi. Apoi întâlnim postul de 3 zile. Spre exemplu, Estera a ținut 3 zile de post. Întâlnim postul de 7 zile. 2 Samuel vorbește despre David. Întâlnim postul de 21 de zile. Daniel a făcut lucrul acesta. Întâlnim postul de 40 de zile. Aduceți-vă aminte de Moise, de Ilie, de Domnul Iisus. Dacă ei nu au consumat apă, atunci postul acesta a fost un post supranatural, pe care un om normal nu-l poate ține. Niciun om nu poate să nu bea apă 40 de zile. O să moară. Dar poate să nu mănânce 40 de zile. Eu cunosc oameni din biserica noastră care au postit 40 de zile cu apă, dar nu au mâncat 40 de zile absolut deloc. Oricare dintre noi putem să facem asta. Doar să ne propunem, să ne pregătim un pic și să ne pregătim mintea. Pentru că aici este marea problemă. Noi putem ceea ce noi putem să facem lucrurile pe care ne împingem limitele mai în față. Dacă așezăm o limită în mintea noastră, niciodată nu o să trecem de ea. Dacă ne mutăm limita, o să observăm că avem capacitatea să facem mai mult decât am știut. Mutați-vă limita la 3 zile, la 7 zile, postiți cu apă și o să vedeți că se poate. Nu vorbesc acum de cură, de slăbit, de însănătoșire. Noi nu predicăm postul despre lucrurile astea. Astea sunt lucruri care se întâmplă pe lângă. Noi vorbim despre înfrânare spirituală cu beneficii spirituale. Lucrul acesta este incredibil de benefic, incredibil de avantajos. Care sunt condițiile biblice pentru a posti? Condiția este să ne abținem de la mâncare și băutură. Iar dacă postim mai mult, să ne abținem doar de la mâncare. Consumând apă, dar dacă trecem de 3 zile, de 7 zile, atunci putem să bem apă. Putem să bem apă, dar să nu mâncăm. Sau abstinență de la relația intimă cu partenerul. 1 Corinteni, capitolul 7, vorbește nu despre o poruncă, ci despre o alternativă. Pavel vorbește despre opționalitatea acestui lucru, însă aceasta este o chestiune spirituală care degeaba o plasăm noi în mintea dumneavoastră de la amvon, pentru că asta este o chestiune care e direct proporțională cu consacrarea, cu intensitatea maturității spirituale și asta trebuie să fie în consens cu partenerul, cu tovarășul de viață. Asta este un lucru delicat care trebuie să-l lăsăm în seama familiei. Dar credeți-mă că vin momente în viață când nu-i nevoie să te sfătuiască cineva să faci asta. Simți tu în duhul tău să faci lucrul acesta. Dar pentru a simți, trebuie să fii într-o anumită cameră, într-o anumită zonă, într-o anumită experiență, într-o anumită, la un anumit nivel spiritual de intimitate cu Dumnezeu. Apoi e smerirea inimii. Aduceți-vă aminte de Neemia. El s-a smerit. Neemia nu era un om simplu. Omul acesta era imigrant și a avut foarte multă influență în zona în care a trăit, dar el s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Înconjurați-vă cu oameni smeriți, căsătoriți-vă cu persoane smerite, alegeți-vă prieteni smeriți, fugiți de oamenii lipsiți de smerenie, vă vor nenoroci. Ascultați-mă, vă vor nenoroci și când vă-ți ajunge la vârsta mea, o să vă pară rău, dar e prea târziu. Căutați oameni smeriți. Căutați oameni care au simțul măsurii, care sunt respectoși, care au inima curată, care sunt transparenți. Înconjurați-vă de astfel de oameni. Fugiți de oamenii care bârfesc. Când ați auzit un om că bârfește, credeți-mă, este în slujba diavolului. Fugiți de acolo, plecați. Plecați pur și simplu. Un om serios nu poate bârfi. Un om serios va spune adevărul. Nu va vorbi despre cineva în absența lui cineva. Nu va picta pe cineva atâta timp cât nu este în față să aibă posibilitatea să se apere.
Oamenii lui Dumnezeu nu fac lucrul acesta. Biblia vorbește foarte mult împotriva bârfei. Consensualitatea, să știți, că face păcătos nu doar pe omul care vorbește și bârfește, ci și pe cel care împărtășește ascultând bârfa. Biblia vorbește despre mărturisirea păcatelor în 1 Samuel, capitolul 7. Postul are legătură cu smerenia și cu mărturisirea păcatelor. Atunci când ați postit mai mult, ați observat că ați avut tendința să vă rugați și să vă mărturisiți păcatele. Postul accelerează smerenia, conferă o atitudine de pocăință, creează un mediu în care reușești să treci dincolo de bariera obișnuitului. Postul este un mare privilegiu, este un mare har, el te trece dincolo de obișnuit, într-o zonă unde nu ajungi cu burta plină. Nu vorbesc despre faptul că a fi sătul e păcat, Doamne ferește, e o binecuvântare, și să poți mânca și să ai ce, că oricare dintre astea fără cealaltă nu funcționează. Cândva am avut, puteam să mănânc și n-aveam ce, câteodată am avut ce mânca și nu mai puteam datorită unor afecțiuni medicale. Astea amândouă trebuie să se întâlnească, trebuie să se suprapună, trebuie să creeze un fel de intersecție. Apoi pocăința și renunțarea la păcat sau iertarea și dărnicia. Există și motive greșite de a posti, evident. Nu știu dacă în viața practică a credincioșilor există, dar în Scriptură găsim motive greșite pentru a posti. Aduceți-vă aminte, David dorea să scape de consecințele păcatului și a postit. Ascultați-mă, Dumnezeu iartă păcatul, dar Dumnezeu nu anulează consecințele păcatului. De pildă, dacă ai furat, Dumnezeu te iartă că ai furat, dar pentru că ai furat, va trebui probabil să plătești o amendă sau va trebui poate să mergi la închisoare. Dumnezeu te-a iertat ca și vină morală. În fața Lui nu mai ai păcătuit, că ai iertat păcatul, dar omenește trebuie să plătești. Dacă ai făcut asta în familie, ai făcut un păcat în familie, Dumnezeu ți-a iertat păcatul, dar soția, soțul, copiii, părinții, aștia te ciocăne ori de câte ori te prind. Nu vei scăpa de treaba asta. Asta este un recul al păcatului, să nu confundăm iertarea cu consecința păcatului. Ei, David a vrut să scape nu de păcat, ci David a vrut să scape de consecințe. Asta este o metodă greșită. A impresionat pe alții de asemenea. Matei capitolul 6 vorbește despre faptul că vrem să ne propulsăm imaginea de oameni spirituali, lăsându-i pe cei din jurul nostru să vadă că postim. Ne mai văităm așa, mai gemem, mai de ce? Postesc! Și Domnul Hristos vorbește, nu, să nu faci asta. Nu intenționat, prezintă-te ca și cum acum ai mâncat. Nu-i lăsa pe oameni să te răsplătească pentru că ai postit, pentru că El nu te va mai răsplăti. Postește nu pentru recunoștința oamenilor, postește nu pentru reputația de moment, postește pentru Dumnezeu. Asta presupune și maturitate, presupune și demnitate. Să cerșești mila oamenilor pentru ca să pari un pic spiritual, lăsându-i să vadă că postești, este cel puțin jenant, dacă nu altfel. Apoi, a te arăta drept. Luca capitolul 18 vorbește despre o persoană care încearcă să-și impună superioritatea prin faptul că postește. Legalismul întotdeauna are un preț. Orice legalist se jerfește pentru ca lumea să știe că el reușește să facă lucruri pe care majoritatea nu le face. Sau a compensa practicarea deliberată a unui păcat. Sunt oameni care păcătuiesc și apoi postesc. Și în mintea lor există o recompensă, sau a îndeplini un ritual religios, sau a posti fără să crezi în Dumnezeu. Sunt multe lucruri care pot fi spuse în legătură cu postul, însă apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să spun câteva beneficii, pentru că, de fapt, noi trăim într-o lume unde ne-am creat un sistem de valori, adică nu facem un lucru decât dacă avem beneficii. Și fără să ne dăm seama și în raport cu Dumnezeu, punem întrebarea inconștientă, dar nouă cine iese de la treaba asta? Întotdeauna când postim există beneficii, de pildă înțelegerea că totul se învârte în jurul lui Dumnezeu. De aceea prin post vrem să mergem înaintea sa. Postul este un vehicul care ne duce înspre Dumnezeu, ne așează în fața lui Dumnezeu. Există beneficii spirituale, beneficii emoționale, beneficii fizice. Există capacitatea să vezi, să înțelegi și să te detașezi de adicții,
de dependențe, de obiceiuri păcătoase. Postul trece dincolo de puterea noastră fizică. Frații mei, nu-i judecați prea mult pe oamenii care au adicții și sunt dependenți. Să știți că situația în care se află ei trece de capacitatea lor de a se opri, de a renunța la păcat. Oamenii aceștia au nevoie de mai mult, ei sunt dominați și foarte probabil că restul vieții nu vor reuși să se descotorosească. Noi să știți că sunt oameni alcoolici care ajung la dezalcoolizare pentru că ei prin voința personală nu pot renunța. Sunt oameni care cheltuie banii de mâncare ai familiei pe jocuri de noroc. Se duc la casino și cheltuie mai mult decât au câștigat. Dar asta pentru că nu se mai pot abține. Ei știu că nu-i bine și își propun când se întorc de acolo să nu se mai ducă data viitoare. Dar când au bani, drogul vine și îl împinge din nou. Să știți că dependența e mai mare decât capacitatea de a te împotrivi. De aceea, copii, băieți, cât sunteți la vârsta asta tineri, sunteți ca niște pomi verzi, flexibili, maleabili. Când veți îmbătrâni, să știți că omul când îmbătrânește, și calitățile și defectele se amplifică. Și se măresc. La bătrânețe nu mai poți să te lași de păcat. Ca la tinerețe. La tinerețe ești flexibil. La tinerețe ușor te detașezi, ușor dobândești un obicei nou sau te detașezi de unul vechi. Dar la bătrânețe se cimentează, se face tare, dur și nu mai poți. Profitați de vârsta asta și eliminați păcatele din viața voastră, pentru că veți avea beneficii mari, profunde, când veți ajunge adulți și când vă veți îndrepta înspre bătrânețe. Veți avea demnitate ca soț și ca tată. Nu veți fi robiți de tot felul de păcate și vă vor disprețui proprii voștri copii și soțiile voastre sau soții voștri. Nu e doar între noi și Dumnezeu. Noi trăim într-o comunitate și cea mai restrânsă comunitate e familia restrânsă și apoi familia extinsă. Mulți dintre noi, acolo nu mai avem niciun cuvânt și când vorbim nu ne mai ascultă nimeni, pentru că ne-am pierdut dreptul să mai vorbim, pentru că suntem dominați de păcat. Niște persoane care avem sfaturi bune și o viață urâtă. Oamenii lui Dumnezeu, postul este un mijloc de scăpare. Folosiți-l cu speranță. Încercați să postiți măcar o zi pe săptămână, măcar o zi pe săptămână. O zi pe săptămână este minimul. Încercați să postiți două zile pe săptămână. Faceți asta o lună sau două și atunci așa de convinși veți fi de beneficii încât nimeni nu va reuși să vă mai dezvețe de obiceiul acesta. Aceasta este scăparea noastră, să postim, să ne rugăm și alte câteva discipline spirituale care accelerează apropierea noastră de Dumnezeu. Calitatea și impactul slujirii noastre, spiritualitatea și maturizarea noastră, de altfel, lucruri pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi, lucruri pe care le așteaptă comunitatea, familia și noi înșine de la noi. Am ajuns la sfârșit și dacă am ajuns la sfârșit, ne ridicăm și sfârșim. Oamenii lui Dumnezeu, haide să intrăm în rugăciune.